Burcă a devenit om de bază în echipa lui Edi Ordanescu. Cu el în teren, România a scăpat neînvinsă în fața Elveției. Să jucăm uneori mult mai bine sau să avem mai multe ocazii sau să practicăm un fotbal mai plăcut, dar noi avem un target și trebuie să fim în comandă, o familie și doar așa putem îndeplini acest obiectiv. La club, Burcă trece prin momente grele. CFR a ratat pentru prima oară titlul în ultimii 6 ani, iar în Conference League a dat peste o forță a Turciei, a Dana Spor. Nu mi-a venit să cred, pentru că alte echipe sau, de exemplu, când ești cap de serie, te aștepți să ai alți adversari, dar noi cădem direct cu cel mai greu. CFR întâlnește o nouă promovată, Poliaș, în prima etapă din noul sezon. Cupa României nu am în Palmares, în rest am și campionate și supercupe. Mi-aș dori să luăm campionatul din nou și să jucăm în Premiunea de Champions League. În noiembrie, Burcă vrea să se răzbune pe Elveția și să-și vadă visul cu ochii. Să joc turneul final de 1. În 2024 vreau.